Numărul de îmbolnăviri a crescut alarmant în județul Mehedinți. În acest weekend au fost înregistrate 150 de cazuri de COVID-19. Din nefericire, încă o persoană a decedat în decursul zilei de azi. Este vorba de o femeie în vârstă de 53 de ani, confirmată cu SARS-CoV-2 în data de 22 iulie. De la începutul pandemiei și până în prezent, 609 persoane au fost înregistrate în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv 10 cazuri noi. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost plasate în carantină la domiciliu sau la locația declarată 519 persoane. 609 persoane au fost confirmate COVID-19 încă de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 10 cazuri. Dintre cele 609 cazuri confirmate, 152 persoane sunt internate la acest moment. Dintre acestea, 7 sunt internate pe secția ATI, 107 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice și 27 persoane sunt decedate. Ultima persoană decedată este o persoană sex feminin, vârsta 53 de ani. Persoana a fost internată și confirmată COVID-19 în data de 22 iulie și în data de 27 iulie s-a declarat decesul. Comorbidități, diabet zaharat tip 2, insulinodependent complicat, hipertensiune arterială gradul 3, cardiopatie hipertensivă, gastrită cu Helicobacter pylori. De la începutul pandemiei, pe teritoriul județului Mehedinți au fost testate 8.505 persoane. În prezent, 14 probe sunt în lucru.